În urma celor 6 percheziții domiciliare efectuate ieri 13 iunie de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Vrig, în județele Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin și Gorj, au fost ridicate mai multe mijloace de probă și indisponibilizate 2 autoturisme. Urmarea acțiunilor întreprinse de către polițiștii de investigații criminale a fost luată măsura reținerii a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani, toți domiciliați în județul Hunedoara. În cursul zilei de astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Avrig cu propunere de arestare preventivă a persoanelor bănuite pentru 30 de zile. Vă reamintim că în cauză s-a reținut faptul că din anul 2021 și până în prezent mai multe persoane, cetățeni români, dar și de alte naționalități, ar fi fost implicate în activități ilegale legate de vânzarea și cumpărarea de autovehicule, creând un prejudiciu de 1.800.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Avrig.